Elevii știu că trebuie să muncească mult pentru a obține rezultate și nu dau înapoi când este vorba de studiu. M-am calificat la limba și literatura română la faza județeană. Ce vei face acum? Voi lucra din ce în ce mai mult pentru a avea rezultate cât mai bune. Trebuie să muncesc foarte mult și profesorii îmi sunt de mare ajutor, îmi explic atunci când nu înțeleg și fac mai mari progrese. Cât de mult trebuie să muncești tu pentru a obține asemenea rezultate? Mult după școală. Deci în timpul liber, puțin, mai puțin calculator și mai multă muncă individuală acasă. Școala se mândrește și anul acesta cu un număr mare de elevi silitori. Cadrele didactice îi îndrumă cum pot mai bine pentru ca fiecare să-și atingă țelul. Ne mântim și cu aceste rezultate. La limba română sunt calificați foarte mulți copii pentru faza pe județ. 5 la clasa 5-a, cred că tot 5 la clasa 7-a, la clasa 6-a, 4, cred că la limba franceză calificați 5, la biologie calificați 5, deci fazele locale care au fost ne-au adus rezultate foarte bune. Pentru aceste rezultate muncesc și profesorii alături de ei prin ore de pregătire suplimentară la școală. Conducerea școlii speră ca, sprijiniți și de profesori, elevii să participe la cât mai multe concursuri și olimpiade școlare la care să obțină rezultate cât mai bune.